Dragan Ion. Nonconformistul care trage toate coloasele. Dumitru Costin, alunea emnesiană care lipsește astăzi. Omănescu Gheorghe, mențiune pentru cea mai bună prezență. Grapa Alexandru, cel mai inimos șef de clasă și promul și premiul al doilea. Iancu Adelina, un actor grăbit, mai ales la ore. Ilie Bianca, devotament și corectitudine în prietenie. Cred că cea mai bună prietenă a fost. Înnecatul Florin. Jurubița Mariana, suflet sensibil și gingășia sentimentelor. Mărăcineanu Laurențiu. Pentru insistența cu care butonează telefon și mențiune. Mihalcea Nicoleta, pentru ambiție și perseverență. Și premiul al treilea. Mușat Madalina. Pentru spiritul de inițiativă, simplitate și căldură sufletească. Oancea Corina, omul potrivit la locul nepotrivit. Pahonțul Cosmin, premiul Răducan George, premiul al doilea. Conștiincioditate și Roman Rodica. Premiul al treilea, responsabilitate, vioricine și seriozitate. Dan Gabriela, pentru faptul că are cel mai bun GPS. O aduce la școală numai atunci când trebuie. Da, exact așa. Tănase Claudiu, profetul nostru cu spirit critic. Și premiul al treilea, da? Bine, Tănase! Și Zaharia Alexandra, mențiune cea mai dinoare prietenă.
Să vă doresc sănătate, să aveți viață și nu să lucru gratuite, știți asta.